Lucrăm astăzi, Cristina, pentru Nicoleta, în citit ja. punctele, nu poate fi cu noi. Uh, ce ți Simți corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult și simți cum picioarele tale se îngreunează. Și cu această greutate urcă până la genunchi, pe coaps, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este careu mâinile cărele capul careu acum voi număra de la 1 la 3 iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Nicoletei 1 2. 3. Da, mi-apare într-o imagine aici în față, uh -huh. mult mai tinerică, să spunem, nu că fac vreo aluzie. Uh -huh. Așa. Este în jur de 18-20 de ani. Uh -huh. Ține un bebeluș în brațe, este marcată în negru. Uh -huh. Și în spate uh -huh. este un fel de încăpere energetică ciudată. Deci este un fel de tablou mare cu ramă, în care sunt doi umanoizi. Felinoizi ar fi o femeie și un bărbat și țin același bebeluș pe care le ține în brațe. Uh -huh. <coughs> deci umanoizi ăștia doi sunt felinoizi? Da. Aha. Da. Uh -huh. uh -huh. Ok felinoizi, dar sunt hibrizi, nu felinoizi de da, 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 vreo da manoizi, felinoizi. Da. Așa. Și o ating. Da. Am identificat-o. Îi cer voie să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Spune că da, fotografia din spate s-a însuflețit și ea a dispărut copilul din brațe. Copilul, uh -huh. copilul arată viu numai acolo, la ei și... Culmea că are căpșor felinoid este înfășat, precum uh -huh. sunt copiii umani, înțelegi? Are da. jur de, de 3-4 luni, știi cum era înainte de înfășau copiii? Da, pe da, cu uh -huh. Să casar Da. <laughs> Așa. Și... Deci veșmântul copilașului, scutecul să spunem, este negru iarăși. Uh -huh. Așa, dar căpșorul este leonian. Da. Deci este... Pisicoleonean. Uh -huh. Așa. ADN-ul ei da. este hibridat. Da. Are cel puțin doi factori străini, da? Unul ar fi factorul felinoid, și unul ar fi factorul mantid. Uh -huh. Mai are un ADN original, un liant și niște secvențe de multe ADN. Uh -huh. Probabil făcute să fixeze interferențele celelalte, uh -huh. știi, da, pe uh, suportul original. Da. Acum partea subliminală se ține cu mâinile cumva de pântec, înțelegi? Și acolo în pântec știi între chakra 3 uh -huh. și 1, deci este ca o gaură energetică. Ca și cum ar arăta că acolo o doare ori lipsește ceva, știi? Da. Este ca un fel de vortex, da? da? Dar vortexul, să știi că nu duce undeva în afară, este de fapt ca o pâlnie, un vortex uh -huh. care, care se duce prin ceacre spre inima energetică la un moment dat. Uh -huh. Se subțiază, înțelegi? Uh -huh. Până ajunge, uh, intră cumva în spatele inimii energetice. Da. <coughs> Culmea că aici, în înfățișarea astrală, deci, a aportau un fel de veșmânt de rochie lărgusă, uh -huh. ca, și, ca și cum ar fi fost din ceva moale de material, moale proiecția asta, știi? Dar să știi că foarte lungă până în pământ, uh -huh. curgea așa un veșmânt din acela care curge, știi? Uh -huh. pe corp și să știi că degetele din față, de la picioare... De la labele picioarelor, ei sunt bombate, rotunde și scurte, exact ca cele de la feline. Da. Așa, vreau să mă uit în partea din spate, să știi că are coadă. Da. Da, din cauza hibridului apare ca. Da. Ca și cum ar avea coadă, și această coadă energetică este un sistem de interferență energetică, o legătură între ea și felinoidele acelea. Da. Așa. Și ca și cum ar avea smocuri de păr pe dos la omere aici. Uh -huh. <coughs> um, ca, ca și cum te duci într-un teren unde este iarbă și decupezi ca niște discuri și le-a lipit acolo, așa arată. Da. Prin deci urme de. <coughs> de plană. Da? De plană. De plană, cum ar fi. Da. 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 Uh, partea subliminală înțelegea, adică am văzut că și partea fizică avea unele nelămuriri, în sensul că nu se simțea acceptată nici de familie, nici de. Da. Ca parte subliminală înțelegea că ceva, acest, această hibridare, că ceva e în neregulă. Da, adică se simțea ca și cum nu ar, ar fi aparținând aici, înțelegi? Mm? Adică în forma asta și în corpul acesta. Da. Mm? Nu este vorba numai de viața asta, este vorba de un uh, complex de vieți. Mm. Da. Pe păi, oricum, imaginea asta nu e din viața asta la 20 de ani, cu bebelușul în brațe, cum m-am să Da? Da. da, da. Mm? Este da. Ok. Da. Să, după toate premisele cazului, deci eu aș înțelege că ea cândva pe o linie, într-un timp, într-un spațiu, într-un loc, a făcut un contract ca să facă copii pentru această, uh -huh. pentru acești hibrizi, pentru această rasă, da? Uh -huh. Pentru că ea ca și parte subliminală nu pare prea uimită de prezența fotografiei în sfera ei energetică, deci este ca acceptată cu o prezență implicită. Uh -huh. Își amintește ceva despre lucrul ăsta de contract sau când s-a întâlnit cu această rasă? Știe că trebuie să se poarte cu ei, are foarte vag niște flash că a fost undeva cumva împreună cu ei, dar mai uh -huh. mult nu își amintește. Uh -huh. Și vinovat de toată această uitare, uh -huh. deci este un implant, cum să spun, mare pe da. cap, este mm -hmm. ca o pânză, știi cum își leagă unele femei, știi, așa un batic rotund. Da, da, da. Dar da. acest batic, deci, acoperă cel de-al treilea ochi, ochii, înțelegi, chiar până sub gură este, urechi tot, ca și cum mm -hmm. nu vezi, nu auzi, deci tot ceea ce percepe perce prin asta, da? Da. Și de data asta, implantul, deci, cu firele lui, nu duce la aceste ființe felinoide. Mm -hmm cum duce coada, de da. exemplu, și restul degetele de la picioare și gaura din plexul solar și are și ăsta o conexiune acolo în plexul solar, în acel vortex, așa, duce la o, o ființă broscoreptiloidă. Da. <laughs> adică este umanoid, <coughs> înalt, așa bine făcut, are în jur de 2 metri și nu este mai mare. Uh -huh. Da, parcă tortua ninja <laughs> da deci și el la rândul lui are un gen de panglic, așa legat la spate, ca și cum este un sistem de comunicare uh, rapid, înțelegi? da adică ceea ce simte victima interferată știi? ceea ce vede, ceea ce aude, el prelucrează și trimite imediat ca semnal uh, mm -hmm. cum să spun uh, altfel, deci prelucra de el da Partea subliminală de asta știa? Nu. Nu știa de asta. Adică, cel puțin nu-și-l amintește ca prezență, spune. Mai mm. departe, ce mai are, dacă mai are ceva? Dar-și amintește, în schimb, de uh, momentele în care ea era luată și dusă, înțelegi, și o prelucrau într-una. Adică. Ea spunea că de la vârsta de 10-11 ani a plecat deseori, nu le spune răpirile, uh -huh. le spunea plecat. Uh -huh. Și spune că este o minune care și au un copil uman, terestru, uh -huh. știi, în această viață, pentru că uterul ei a fost modificat deseori, da? Uh -huh. Deci între cum ar veni între țesuturile normale ale unui uter femeesc, omenesc. Da? și bărbătesc. Da. Așa, deci ei băgau țesuturi de-a lor, care să uh -huh. se unească, înțelegi? Uh -huh. Liantul l-a avut deja pus în hibridare dinainte de viața asta, dar uh, au transformat-o, cum să spun, într-o mașinărie de feți, din câte uh -huh. înțeleg. Feți eterici. Da. Câți feți? Și amintește? Eterici? Le-a dat... Uh... Spune că spărut? 28. Adică sunt 28 de cazuri în care ea năștea expulza, mm -hmm. se simțea, spune, în viața fizică ca un fel de avort, mm -hmm. deși inclusiv avorturile pe care le-au făcut da, au fost a avut și fizice. Așa da? ceva, da. Deci au fost cazuri în care uh, a perceput na, partea. Da subliminală și a transmis, au apucat uh -huh. de, au scăpat, să spunem, să da. transmită corpului fizic. Da. Și atunci au fost nevoie să le transforme în niște avorturi. Uh -huh. Deci preluările astea. Uh -huh. Și spune că a știut că va avea acea operație de extirpare a organelor uh -huh. sexuale femei pentru că Știa că rezultatul, deci, substanțelor toxice, a toxinelor cu care, cu care se bagă, știi, în uter pentru susținerea vieții, uh -huh. un hibrid care nu prea are de-a face cu atât de mult cu uh, viața în corpul și cu formă da. de viață, până la urmă ajungea de practic, după sarcină, după sarcină, deci uterul ei arăta că ars pe dinăuntru. Uh -huh. Și atunci se înlocuiau cu țesuturi, știi? Uh -huh. Țesuturi ori hibride, ori artificiale. La un moment dat, cred că partea subliminală, trecând corpul fizic prin uh, dureri repetitive, poate, deci, dureri și frici, ea le-a băgat în corpul emoțional, dar n-a știut exact de unde provin. Uh -huh. Uh -huh. Așa. Și atunci a hotărât, practic, să-și cum să spun, să stopeze funcționarea acestui organ, uh -huh. da? uh -huh. care s-a terminat cu extirpare, da? Da. Vreau să spun că, uite, am o... mi s-a deschis un, un ecran cu această. Deci, ei, ei vin și iau țesutul și -l... Înlocuiesc cu alte țesuturi. Deci, lor le trebuie. Mm -hmm. A, acel organ, cum îl considerăm noi, Bonlav, mm -hmm. și îl extirpăm. Deci, este preluat de echipa aceea Mantidă? Care face, așa, da, mantidoidă și cu da. ce mai. Doctorul? Da? Doamna doctor. și, cum să spune, este băgat și. Conservat în banca lor de date, nu? Renovat prin, prin da. acea. Îl folosesc. Această, materie neagră, da. da. Adică, Bineînțeles că ea îl alimentează acum. Uh -huh. Deci, practic, organul nu mai este la ea, dar de mor nu este mort, uh -huh. da? Ei spun că ceea ce extirpă în spitale, știi, deci se adună și se duc la crematoriu uh -huh. și se ard, dar nu întotdeauna este adevărat, da? Uh -huh. Și, deci, practic, organul ei este undeva, într-un spațiu, într-o densitate, într-un timp, într-un loc și se încearcă. Cum Recuperarea, să refolosirea. Recuperă. Folosirea lui, da. efectiv, pentru că legătura energetică dintre ea și organul ei nu este uh -huh. încă tăiată. Da? Uh -huh. O să o tai acum, acum exact. am înțeles. Da. Spune că nu își aduce aminte să fi dat acord și acestor ființe să facă ce doresc și cu corpul ei energetic și cu corpul ei fizic. Uh -huh. Spune că. Cunoaște celelalte două ființe, adică familia mm. leoniană, care a apărut uh, într-o fotografie așa de duioasă, cu un prunc da. în brațe, așa, dar ceea ce ceea, scutecul ăsta e negru, de fapt, este o energie, înțelegi, mm -hmm. o energie cumva protectoare. Eu am spus că ființele leoniene, la rădăcina lor, sunt niște ființe nobile, da? Și, zic, rasa leoniană, practic, provine din Lira, erau oamenii lei și aveau părți subliminale, ca și noi. Dar acestea, zic, sunt sunt niște hibrizi, care nu au nicio legătură, de fapt, de fapt sunt felinoizi, deci cu trăsături mai mult de pisică decât de leu, de leș la față. Și, zic, practic, ei nu au nicio legătură cu acea rasă liriană. Da. Și zic, poate că au factor, adn Lirian și au chiar, așa, dar... Deci au generat. O... Da. Ele aparțin de rasa lui Horusra, oricum. Sunt hibrizii lor. De Asta atunci. știu. Pentru că se văd elementele lor. Mm -hmm. Da. Cam așa este situația. I-am spus să spun acestor două ființe să vină în față cu tot cu bebeluș, așa, mm -hmm. și să pună și reptiloidul în față, da? Și da. mantida care aparține, deci se fofilează pe aici, pe acolo, ca și cum n-ar aparține de nimeni și nimic. Uh -huh. Așa. se alinieze, se i blocheze energetic acolo, să răspundă numai întrebați și a să taie legăturile cu toate aceste entități, să ne putem ocupa un pic de corpul emoțional, da? Da. da. Um, deci, eu o văd venind în această viață, practic, parcă este împins să înțelegi pe pâlnia de încarnare. Da. Deci, ea nu vrea, se opune. Da. Se opune, a acceptat totuși că, dar deci, nu-și nu găsea bula în care să se încorporeze. Ha. Adică. Cele două opțiuni nu i-au fost pe plac, știi, da. practic ca partea subliminală, chiar interferată fiind. Și stă și se gândește, și atunci deci, apar niște ființe lungi, uh, voalate, așa ca niște gardieni eterici, mm? și o împing cum ar veni. Uh -huh. De data asta, deci, uh, văd pulnea invers, deci cu partea largă, înspre Suflet, știi, da. și apoi se subțiază canalul. Da. Deci a fost împinsă, da? Da. La încarnare. Deci a venit, cum să spun, cu o traumă. Da. Cu o traumă pentru că, cumva, deci, lasă că... Deci, la celelalte părți subliminale, știi, tot obligatoriu vin, dar le amețește acolo, știi, le spun. Da. Deci, aici, deci, au... I-a fost au conștientă acolo, nu? Da, da, da un, oarecum, un, mai mai da, un moment de conștiență, da. Mm -hmm. Mai ales că în viața trecută, deci a fost bărbat, da. și acum trei vieți, și acum patru vieți, deci este. Uh, acum cinci vieți a fost femeie. Deci, uh, ca să pui un uh, suflești într-un program în care ea cu corpul ei fizic va deservi să facă hibrizi și, deci, la un moment dat, va înceta producerea de energie feminină așa cum trebuie din cauza extirpării organelor și să o știe dinainte de viață, deci nu este tocmai ușor. Mm. Tu știi ce i-au spus când mm. a acceptat această condiție? Că cât a fost bărbat și nu susține, adică nu a participat da, în program, da. nu a dat... <coughs> nu, nu, întrucât a fost bărbat și, cum să spun, a uitat tehnicile feminine, așa că și ca să nu se simtă blocată, ca esență obligată, va trece prin această operație, da? Da. da. Ok, deci, hai să vedem. practic, acestui cuplu, da, deci nu, nu trebuia, deci, ea trebuia să se întâlnească. Ai văzut că a spus că a avut o altă relație mm -hmm. și a fost întinsă, deci, de propria familie, da? da? Ca să se căsătorească cu fostul soț. Soțul. Așa și a murit foarte tânăr, da? Deci, de la, da. de la 24 de ani, deci, a rămas văduvă și singură, da? Deci, da. asta este, cum să spun, să zicem, misiunea destinului mm -hmm. pe această Deci, ea nu trebuie să. Nu trebuia să se lese, să se apropie de o parte bărbătească, să Prea amestece, niște, pentru că uh, numai acel, uh, numai copilul, deci este, mm. uh, a fost necesar. Copilul este o esență cu care ea a mai uh, exersat. E fată, nu? Copilul, dacă reții. Da, da. Așa. Da, și poate este fată în fizic, dar toate elementele, cum o văd eu aici în astral, cum să spun, compoziția este de băiat. Uh -huh. Chiar dacă apare ca fată în fizic, cred că este băiețoasă. Așa. Și în plus, deci îi văd esența, deci pus în acel copil, deci este închisă în ceva. Esența aia nu se manifestă liber. Deci este închisă într-o într altă ființă așa văluroasă, aurie, așa și ființa aia văluroasă, aurie este băgată în acel corp și esența copilului în acea... Deci aparține de un program întrucât Mia s-a împotrivit cumva știi încarnării, uh -huh. deci s-a trimis și această esență. Păi, uh, Suferă de autism, da? Da, da, uh -huh. da, nu se poate manifesta uh -huh. în uh -huh. acel. Practic, uh, esența ei este o bucată în altă ființă și alt, acea altă ființă în corpul fizic, și restul de esență este blocată într-o uh -huh. densitate. Uh, ok, Cristina. Hai să vedem, uh, să scăpăm și de implantul ăla de pe cap, ca să ne liberăm un pic partea subliminală, nu? Da. Sau cum, cum zici Da, da. da. Pentru și apoi că să ne de corpul emoțional. Da, reptilianul este blocat, practic. Da, da. da. Deci să-i ceară reptilianului să scoată și el uh, acel implant și să-l întindă prin da. protecția pe care a pus-o peste ei, îl scoate și a ei. Să scoate acel vortex din. Mm. Uh, uh, al cui e ăla. Al... Deci aparținea și celorlalte, și umanoizilor, mm -hmm. felinoizilor și reptilianul. Avea și mm -hmm. el contribuția aici. Așa. Mantida are treabă numai cu partea de jos. Mm, da. Așa. Care a crăpit o Mantida, până. Da. Mantida a fost cea care toată viața a însoțit-o, cum să spun, drept ființă falsă de lumină, dechisată uh -huh. exact în ființă falsă de lumină. Deci, Mantida a fost îngerul păzitor, da? Uh -huh. Deci, toate contractele care s-au făcut, cum să spun, în mod religios, uh -huh. de, sunt făcute, practic, sunt întărire ale contractelor mai vechi cu Mantida, da? Uh -huh. a, așa, a scos. Uh -huh. Eu aș lua partea subliminală și aș merge la Consiliul de Încarnare, da? Da. Deci este momentul negocierilor când se spune ceea ce are de făcut de către da. un consiliu. Așa este format din cinci entități, este una mai mare în mijloc, este deghizat ca un fel de Dumnezeu pletos de amanti de toată ziua. Da. Așa. Sunt, bineînțeles, și îngerași mici care plutesc, așa și ies grei. Așa și se spun și ea nu se uite la cele două posibilități, nu poate să aleagă și atunci ființa aia cea mai mare din consiliu se ridică și o împinge dăm înapoi. dă uh -huh. Dăm înapoi da. și se spun aceste ființe că nu acceptă condițiile ei, da? Da. Deci nu dorește pe viața asta, că numai pe viața să se da. desneagă toate. Nu dorește pe viața asta nicio întărire a contractelor cu antida prin uh -huh. ritualuri religioase, da? Că nu-și dorește să fie întrebuințată pentru producerea de fețe terici. Da. Așa, că o să studieze natura relației dintre ei și, dintre ea și felinoiezi. Uh -huh. Așa, nu poate să nu accepte nașterea copilului, Înțelegi. Da, da? Da. Așa. Și gata. Ate. Așa. Bun. Deci o parte din, cum să spun, din practic toate legăturile nebenefice de pe viața asta și toate contractele ei sunt anulate. Dar uh -huh. de pe viața asta. În da. concluzie, deci, entitățile sunt aici prezente pentru că faci parte dintr-un program mai uh -huh. lung. da? Uh -huh. Deci avem cei doi felinoizi. Da. E și reptilică? Rămâne și reptilică. Și mantida. Da, dar mantida are altă poziție vis-a-vis. -vis. Da. Deci este într-un plan mult mai îndepărtat, uh -huh. cu legături mai puține și mult mai mică. Da. În concluzie, da? Uh -huh. Așa. Acum să spun acestor uh, entități care sunt prezente în față, că își dorește tot ADN-ul și anularea tuturor clonelor eterice și a făcuți fără înțelegerea ei de plină, da? Da. Tot ADN-ul din orice timp, spațiu sau loc. Mm -hmm. La care um, reptilianul precizează luat de noi, adică au luat și alții, da, Bună da. Mm -hmm. Mulțumim. Așa. Să purifice ADN-ul, să facă o un ce un, un cilindr, da? Da, cel mai bine, da. Deci uh -huh. intră pe aici și iese pe dincolo și îl încorporează, da? Uh -huh. La parcă montează becuri, știi? Da? Da, înșurubează secvențele, știi? Da. Așa, bun. Mare parte din uh, frici au dispărut, da? Da. Mantida îi spunea mereu că tu nu ești bună de nimic, tu cum să spun, nu ești în stare să ai o relație. Deci o, o făcea să se simte și prost. Da. Și, și reptilianul prin acel uh, uh, patic de control cum ar veni, da. prin acea fășie îi uh, comanda. Adică vedea lumea în jurul ei eronat mm -hmm. și ceea ce emitea ea era distorsi distorsionat. Mm -hmm. Adică, uite, e, ea ca și Ființă fizică emitea un fel de energie înțepătoare, care era percepută ca un curent electric sau de electromagnetic ce de cei din jur, de, deci o acțiune de respingere, uh -huh. inversare de polaritate, știi? Uh -huh. Așa. Să scoate acum, dacă tot am umblat aici, să scoată toate sentimentele de joasă vibrație din corpul emoțional da. și scoțându-le să. Să înțeleagă conexiunea și natura lor, da? Da. Să înțeleagă dacă aparțin în unui program, să elimine și programul. Așa? Da. Are nedreptate, furie, ură, are momente când a uh, avut. Momente când s-a urât pe ea însă, și deci uh -huh. nu s-a considerat destul de bună cum ar veni, și uh, nevoia de a se compara permanent cu alte persoane, și e întare aici, uh, cioplite cum ar veni da. în caracterul social, da? Bun. Acum de cum aici, arată Cristina? Da, este mult mai bine. Da. Destul de luminoasă. Să-și facă o curățare rapidă a câmpurilor morfice hmm. din uh, această viață pentru că și să taie uh, okay. relațiile, hmm. da, legăturile, relațiile dintre ea și familie, da? Hmm. Ar fi de subliniat aici cât timp partea subliminală face aceste acțiuni pentru partea fizică că Într-adevăr, au existat interferențe, traume la venirea în această familie Piață. și așa mai departe, dar până la urmă noi, noi sufletele, deci avem, suntem și avem o încărcătură de iubire, da? Uh -huh. Adică noi putem îmblânzi Situații. orice lup din Univers, până la urmă, dacă ne cunoaștem uh, apartenența adevărată și puterea, da? Uh -huh. Adică, Subliniem aici că a curăța aici energetic cu partea subliminală nu este o problemă finalizată, da? Atâta timp cât ea nu va acționa în mod fizic da. și nu își va schimba optica de a privi interrelaționarea în familie, da? da? Atâta timp cât tu, deci, îi consider în permanență pe ceilalți din jurul tău vinovați de toate nenorocile da. tale, da? Poate că nu au fost ei, da? Mm -hmm. până, da. La, până la urmă au fost interferențele în care am mm -hmm. fost. Da. Deci ea trebuie să se învețe, spune asta, e mesajul părții subliminale, da? Deja. Da. Deci trebuie să se învețe să se schimbe optica relațional, Deci să privească oamenii cu compasiune, nu și cu înțelegere, da? Mm -hmm. Emițând pozitiv va primi pozitiv, ca asta e regula Universului. Emitând negativ, va reintra în negregorii lor. Ceea ce nu este deloc de ajutor. Da. Bun. Am terminat și aici. S-au tăiat toate legăturile de pe viața asta, toate conotațiile da. uh, nebenefici ale carme de pe viața asta. Orice program care derula spre nefericirea și neșansa și uh, necunoașterea. Da nepășirea în conștiință a fost lichidat. Acum ne aflăm cu partea subliminală care este mult mai dreaptă, mult mai înaltă, mult mai luminoasă. Am trecut, cum să spun, în revistă cele patru vezi dinainte ca bărbat, da. împreună cu ea. Deci, mm -hmm. practic, închipuiți-vă că suntem într-un tub cum este canalul Suez. <laughs> Așa știi, și tubul acela este format așa dintr-o energie foarte grasă, luminoasă și îți permite să mergi prin el. Da. La un moment dat are niște cercuri îngroșari, știi, și acolo, cum să spun, între delimitările acelor cercuri, să spunem, se află o viață cu ceea ce vrei, vrei tu să vezi din ea. Uh -huh. Da? Adică, numai că să spunem că retrăiești scene, dar în sens invers. Uh -huh. Pentru că mergem în sens invers, cum ar veni, știi? De la capăt da, la. Da. Și deci... de la moarte spre naștere, da. da? Da. Și a punctat și a lămurit anumite stări da. care se trimiteau cum ar veni în viața asta, da? Uh -huh. Cum ar fi fricile, da? Frica de, de divinitate care a avut-o, da? da. Și să știi că nu este eliminată încă totalmente, să aibă grijă și să lucreze pe partea asta, da? Deci, uh -huh. partea subliminală îi spune iar părții fizice că trebuie să-și ia cu totul puterea în mâine înapoi, uh -huh. da? Adică nu să o oscileze. Uh -huh. Știi, în a crede, a nu crede. Are și instrumentul, un instrument la îndemână, da? Vizionarea de cât mai multe sesiuni. Da. Acum două vieți, de exemplu, a murit foarte tânăr, la foarte tânăr, oricum la 32 de ani. Da. A lăsat în urmă familie copii. Da. Așa, deci, practic, s-a sinucis. Dar s-a sinucis pentru că a intrat într-o doză de nebunie. Deci, uh -huh. nu a, n a avut vreo legătură sentimentală sau vreo boală. sau, uh -huh. Deci, avea atacuri de panică, a avut boli psihice, da? Da. A locuit în India și să știi că stătea foarte bine material. Era bijutier, da? Uh -huh. Bijutier cu afacere moștenită cum ar veni din, din tatăl meu. Regăsim uh -huh. da. în acea viață pe doi dintre copiii ei care i-a abandonat și sunt părinții. Da. Deci, practic, ea acolo ar lăsa șapte suflete orfane da. cum ar veni, plus soția, da? da. Toți sunt membrii de familie din partea uh -huh. ei. Așa, și primul iubit înainte de soț și soțul, da? Da. da. Deci părinții, primul iubit da. și soțul până în viața da, asa, și da? și frate și soară. A. Ah. Așa văd. Da. Da. Așa. Mai departe. Deci de aici se transmitea frica de divinitate? Um... Când a ajuns dincolo, da? Da. Când a ajuns dincolo după acea viață, i s-a reproșat că a intrat în programele Diavolului Martenei, mm. da? Și nu și-a dus misiunea la capăt, să crească cei copii, deși avea da. de toate și așa mai departe, știi? Da. Dar, de fapt, reptilianul care era conectat de atunci cu ea ca parte subliminală, făcea toate aceste acțiuni, mm. da? Uh -huh. Și reptilianul i-a trimis uh, ideea de suicid pentru că sufletele întotdeauna când ies prin suicid, ies fragmentate da. și le este de mare folos. Uh -huh. da. Deci îi trebuia reptilianului da. acest suflet. E, aici unde ne aflăm, facem un stop, cum ar da. veni și partea subliminală să-și retragă și restul de ADN din toate programele, din orice timp, spațiu sau loc și esențele, da. aspecte compoziți de peste tot, de oriunde ar ori fi să le purifice din nou. Hmm. Și din afara timpului, da? Da. Bun. Ok. Da, abia acum, deci a căpătat o oarece formă. Da. Să știi că ea are trăsături de liriană. Da. Da. Vine din, de pe... cum să spun? Experiențele ei acolo au fost în Lira, da? Mhm. Uh -huh. Îmi spune că vine dintr-o zonă care se numește Ebic. Uh -huh. Și într-adevăr, deci, rasa lor... Uh, a colaborat cu entități și au făcut un fel de lume de felinoide, da? Mm -hmm. Da. Ea a, -a, -a, a fost parte activă? Da, în a fost parte, Deci, cum să spun, a fost parte activă în sensul că se auto autohibrida. Deci, ceea ce făceau o odată, știi că da. luau hibrid de la ei și amesteau da, cu. cu așa, Așa au făcut și ei. Păi Numai da, ăștia că... preluia, pre... preiau totuși, văd și rasele astea, Cristina, de la unele la altele da. sistemele. Da, dar e, au fost păcăliți oricum de entități, da? Da, da. Deci este rasa lui Ra, care da. vine și da. populează planete cu pisicioizi. Da, cu da. Așa. Păi atunci suntem aici, Cristina, pe BIC. Da. De suntem. Da. Și hai să vedem cum a întâlnit. Deci aici a trebuit să... sau mă gândesc eu că a întâlnit cei doi felinoizi? Nu, felinoizii sunt cum ar fi hibrizi, obținuți prin, în altă parte, prin programele deci nu aici, lor. Pe, nu. Pe, mai... Aici nu este. Nu este hibridată, deci felinoezii, practic, sunt părți ale ei, înțelegi, da. ce? S -s, sunt ființe create cu și de ea, de ea și cu ajutorul ei mm -hmm. da. în laboratoare, da? Deci aici, ea era liriană, adică da. leoniană. Da. da. Ce se întâmplă? Ce... Adică cum au... Se numea Namunaca. A fost o hotărâre a guvernanților uh -huh. să se facă această da, da, alianță, această Namunaca. Na. Cu hâ la urmă, dar nu s-a uitat. Mm. Da. Na. Namunacah. Namunacah. Da, Practic da, așa da, se da. citește, da. Ok. Și a luat hotărârea guvernanților, a luat hotărârea că trebuie să meargă, să populeze de și să creeze rasele noastre. 236 ah. de ani ce? Acum 236 de ani tereștri a pornit în aventura asta. 236 de mii de ani tereștri. Da, scuze, 236 de mii de ani tereștri. Deci văd foarte mult că lucrează în spații atemporale, înțelegi ce vreau între... Deci în șghiabul timpului. În afara timpului, da? da? Deci, că timpul curge... Spre viitor, timpul da. curge spre trecut, da. înțelegi? Și ei au stația în șghiap, da? Uh -huh. Acum ei poate să se cupleze și cu trecutul și cu viitorul, uh -huh. da? Deci, practic, pe tera, dacă ar fi să fi fost pe tera de la început să nu fi făcut experiențele acelea, ar fi fost 236 de mii de ani, da? Da, da. Dar acolo unde ea a un șcheaburi. unde așa practic, deci în sinusurile tempoidale în care a fost, practic este echivalentul la 11.200 de ani uh -huh. numai. Uh -huh. Pentru că nu se măsoară la fel. Da, da, da. da. Sunt am alte înțeles. curbe, alte sinusuri, altfel, altfel sunt bule temporale, șgheabul ăsta și așa mai departe. Lucruri mm. care, cum să spun, necesită o sesiune întreagă să explice. Da, 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 nu, Cristina. Deci ce au plecat <sus> să facă în experiențele astea? Mă interesa când s-a întâlnit, deci clar am văzut că au fost păcăliți de entități. Când, De când se află cu manoizii ăștia doi Felinoizi după aia. Uh, practic, felinoizi ăștia doi după aia, deci sunt prima ei creație, cum ar fi. Ah, prima, ah. prima experiență, da? Da. Prima ei copii, să zicem? Da, da Practic nu sunt copii. Atucu se numește, este un fel de stație orbitală, dar n-are o poziție fixă, da? Uh -huh. uh, încerc să iau poziția uh -huh. actualmente deci, nu știu, o văd în gaura unei nebuloase, în orice caz. nu, da. Adică se ascunde, se camuflează, știi? Da. Se pare că producția, acțiunile ei le-au încetat cumva. Adică nu știu de ce hibrizilor nu au continuitate, adică genetică. Uh -huh. Trebuie tre numai nu cei pe care îi produc și atât cu excepția astora care sunt ținuți de vin. Vin dintr-un timp trecut și sar liniile, înțelegi, uh -huh. aduc. Deci, prima hibridare a mers. Restul hibridărilor nu a mers, da? da. Adică tu vrei să mergem să dezlegăm, practic, producerea da. Nu, vreau productiv. să vorbesc cu ăștia, nu vreau să mergem da. să dezlegăm. Vreau a. să vorbesc cu ăștia, cu hibrizii ăștia, să vedem în ce da. program, în, ce... În, ce vor de la partea subliminală, știi? Atât. Da. Sunt, deci suntem pe Atucu și ei au fost produși, da? Da. Deci, practic, sunt niște. Dacă este să iei așa, un fel de clone sunt, da? Asta am că gândit cost... și eu. Deci Borburile au fost produși și nu s-au născut. Nu s-au născut, asta nu, vreau sunt, să zic. Da? Sunt, sunt produși artificial. Da? Sunt ceva echivalentul la 5. 50... 15-16 ani terestri, știi? Uh -huh. Este nevoie de aici încolo de o adaptare, da? Uh -huh. deci, deci, corpurile astea au 15-16 ani când da. au fost înviate. Da. Autonomie, când au avut da. autonomie, da? Da, el de ființele astea acum este partea subliminală a solicitante noastre. Deci, intră într-un fel de incinte, da? Da face impresia că e o mașină de separare, iarăși, știi? Mm. Numai că, deci, un cilindru este vertical, iar clonele sunt cumva oblic puse, așa, știi? Mm -hmm. Și le însuflețește, dar, cum să spun, cu bună știință, da? da? Adică ei au un ego așa în ei că au fost luați și pot face om ca și creația mm -hmm. încât se simt un fel de dumnezei locale, anule, știi? Mm -hmm. Și deci dau suflet din sufletul lor, știi? Da, Acum către casa... aceste clone. Da, da, da. Uh, ok, a făcut, a creat ăștia doi, care avem aici, da? Da. Mai departe, de ce îi poartă? De ce ăștia au, urmă, au urmărit-o până zis, în zilele Că, Deci, din moment, de deci, ce se simte răz... răspunzătoare creatoarea lor, da? Da. Deci ei o vor urmări. Din uh -huh. timp în timp vor apărea. Uh -huh. ca da, dar ară, uite că ei iau și pe... Deci pe ei coordonează, fac parte dintr-un program. al Probabil al altora, al entităților. Da, dar ea nu știe a, lucrul ăsta. Ea nu a, știe, de-aia zic, că azi. să vedem. Acum uh. știe. A, vorbit, văzut, da. da. Și Deschide. ăștia, practic, noi am găsit la deschiderea sesiunii, aici, în această viață, care îi, preluiau, îi preluau fețe terici, da? Da, da. Deci făceau parte din acest program. Cu programul ăsta, cine îl conduce? Cine este. Programul șef? de preluare a feților eterice, am precizat odată că era mantida, era reptiloidul și alte ființe acolo. Nu, și ăștia ce făceau cu ei în braț? Deci, practic, de, acea de, poză, de, te referi da. la acea poză da, 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 de da. la început, este o poză de familie ca să arate că ea a creat deja a. o familie, are o familie astrală mm. și este răspunzătoare pentru acel cuplu și copil, mai mult decât atât. Deci, în uh, micul leonian, înfășurat în mm -hmm. energie negre, deci se află și un compozit din partea subliminală a copilului ei din viața asta. Mm -hmm. Așa. Deci, acum am înțeles, cum să spun, modul eronat în care, de-a lungul timpului, a fost interferată și lăsată să perceapă altfel această da, legătură. Se da, să creadă că făcea lucruri da. bune și în adică, sprijinul creației. Adică, juca, să spunem, în alte jocuri, mm. în alte programe, în altă echipă, da? Și, din când în când, ți-am spus că, deci, este neregulată linia intemporală, mm -hmm. deci se întorcea vechea interferență, uh -huh. da? Deci, uh -huh. să spunem că odată la 20 de ani terestri, uh -huh. nu, odată la 20 de ani de -ai lor, ceea ce însemna cam 400 de ani terestri, da? Uh -huh. Deci, ei interveneau în destinul, în linia ei, temporală și reîncepeau producerea de feți, da? Uh -huh a fost nevoie și de încarnări masculine pentru că le-au trebuit la un moment dat. Deci, hibrizii nereușiți, ne sub, ne, din moment ce partea subliminală a plecat mai departe din acest proiect, ei au crezut că au pus pe picioare, cum să spun, o fermă de feți uh -huh. care va lucra de la sine, dar n-a fost așa. Uh -huh. Asta e că prototipul ăsta cu ferma da, care se da, creează da, și apoi devine autonomă da, și ei da, nu mai au treburi și ei au doar că... produse. Da. Nu, nu a lucrat cu trebuie, cum ar veni, da? Hm? Pentru că ei au luat acei hibrizi și i-au întrebuințat, de exemplu, în locuri dure, cum ar fi conflicte, hm. uh, armate, hm bază interferări, lupte și așa mai departe. Și partea subliminală ne dă sprijin direct uh, și voluntar, cum a dat atunci uh -huh. când s-a pornit această fermă, legăturile s-au estompat și s-au pierdut mulți, mulți uh -huh. hibrizi. Și atunci era nevoie de un nou prototip. Înțelegi? Uh -huh. de, de o nouă serie, practic, da. de astfel de clone uh, de ale lor în care uh, ea se simțea de fiecare dată ca și cum ar fi reînceput proiectul. Nu mai avea uh, amintirea, conștiința, că... da, ea se simțea plecat acum de pe liră uh -huh. și, și și iarăși dădea știi, da. iar și era apoi iar se strica seria și da. așa făcea. Deci A la așa. fiecare 400 de ani era o intervenție de genul ăsta aproximativ. Uh -huh. Okay. Ceea ce este mai supărător, să spunem, anulez, este că de fiecare dată când a fost părinte, ca mamă și ca tată, a dat hibrid de la copiii ei pentru acest proiect, ca și în viața asta, da? Uh -huh. Deci, practic, mama a încălcat liberul arbitru a unei alte esențe, da? Uh -huh. Bineînțeles, printr-un program, de la sine da. stătătoare. Și ea acum vrea să anuleze toate okay. aceste acțiuni. Uh -huh. Toată linia temporală și. De pe, din toate pozițiile în afara uh -huh. spațiului. Din viața asta, da? Uh -huh. Să creezi aceste esențe, spune toate, tot, cu esențe compoziți, le trimite în lumină. Da, hai să facem Trimite da. pentru că ele se curăță, sursa infinită a iubirii necondiționate va ajuta și va înapoi, da? Uh -huh. Bun. Păi, să declare atunci. În acest punct din timp-spațiu unde este ea, deci anulează orice contract și orice colaborare și efectele lor, pune iubire și iertare, spune, compasiune pentru toate ființele care le-a afectat prin programul cu colaborarea cu entitățile, entitățile de joasă vibrație chiar și cu cele de înaltă vibrație, cum au fost lirienii ei mm -hmm. originale, care au împins-o să facă parte din acest proiect. Deci, practic, anulează orice proiect din orice timp, spațiu sau loc și din afara lor, cu mm -hmm. orice ființă rău intenționată care nu are în vedere cel mai bun interes al ei. Da. Așa. Și am matrice originară de încarnare, da? Matricea e frumoasă de lumină și o să ne aduce acolo. Bine, număr de la 1 la 3. La 3 al meu sunteți aici și acum 1, 2, 3! Da. Deci, practic, Cristina și-a anulat linia temporală. Da, și matricile. Trebuie și matricile. Le, matrițele trebuie să le spartă. Matrițele, spată. pardon. De oriunde ar fi ținute ele, din orice depozit. Da. Și din treburile timpului și din timpuri și din spații și din locuri. De peste tot. Mhm. Uh -huh. Înțeleg că, deci, a transmis, deci, ceea ce ea a făcut, fără acord, adică a dat bucățică din partea subliminală care animează corpul ficei, da? Da. La crearea de hiburis. Da, este... Anulată și această da. acțiune. Am, am, am anulat-o înainte de asta. Da. Da. Și e. acum de mă interesa acea parte subliminală a venit înapoi la partea subliminală de, de la fică, da? Nu este la curățare. E la curățare. La curățare și echilibrare. Da, da. Dar -au, va reveni. Puteam, puteam să spunem recalibrare. <laughs> da. Da. Și va reveni la fică, da? da. Deci acele esențe și compoziții actualmente dacă ne uităm, ele se află într-un fel de pânii de lumină în care parcă se reașează compoziția mm -hmm. lor. Fotonii lor, știi cum, deci, întâi s-au dus până în vârf, da. practic au fost curățați pentru că cad reziduri negre care până să ajungă la baza conului s-au dizolvat, s-au topit deja, da? Și da. este o recalibrare, reformatare. Da. De lege, adică li se scot elementele străine și vor fi trimise, asta nu mai este hotărârea mea. Știi? Da. Deci probabil singure se vor decide dacă se întorc sau stau într-o zonă de protecție, uh -huh. da? Ce se poate întâmpla. Sunt da. într-o zonă de protecție câteodată chiar un compozit mic de suflet sau un aspect sau o, o esență poate să trimită informație bună restul, știi? Da. Și atunci acea ființă se trezește și conștientizează. Uh -huh. Mai uh -huh. brusc sau mai mult. Depinde cum, cât de bine primește. Da. Și cât de dense sunt mediile prin care circulă această informație. Da? Dacă uh -huh. sunt medii foarte dense, blocante, informația va ajunge mai puțin Distorsion. distorsionată. Da? Uh -huh. Și așa mai departe. Ok. Deci să-și pună, să-și suprapună matri, matri. Cea originală da. peste cea din actuală. Să știi că matricea originală de încarnare conține inclusiv informații despre forma ta. Uh -huh. Adică dacă ești lichid, fluid, gazos, da. ce formă de corp ai dacă ai corp fizic cum ar veni? Sau dacă în planul tău de încarnare originală a fost și. Deci ai cerut să experimentezi într-un corp fizic, da? Da, da. Deci toate, toate elementele astea, orice despre tine, tine. cum ar fi trebuit să fii tu, fără interferări, este mm -hmm. aici. Gata. Acum să știa. Nu, vreau să transmită informația tuturor celor pe care i-a cunoscut vreodată. Da. Și soțului decedat. Da. Așa? El este, este încarnat deja, da? Da. Dar. Deci, nu știu, îl văd aproape de adult chiar. Da? Uh -huh. Dar este bărbat. Da. De ce bărbat? Este în Etiopia. Ah. Așa. Ia să ne uităm și după tată, parcă a zis, da? Vrea să știe dacă tatăl e bine, da? Stai să vedem cine vrea să știe dacă e bine. Da, și, și tatăl este încarnat, să știi. Da? Da, dar tatăl este încarnat într-o femeie? Nu. Tatăl, Chris, cred că e alt tată, zice așa, relația cu familia mea, mama-tata, este foarte grea, inclusiv cu sora și fratele, nu mă acceptă. Acum Eleonora, Eleonora, da. mie, tatăl, mi-apare, mi lasă-mă să spun ceva de eu.. Da, da, te rog. De da, da. Deci mi-a apărut încarnat într-o zonă de undeva de prin Mauritania. Puh. Așa, deci tatăl, cum să spune, este încarnat în două corpuri în viața asta. Ah. Ai înțeles ce păi, vreau să spun, da? Da, înțeles acum, da. da. Dar da, să știi da. că cumul mare, acolo, nu ai da. aici. Uh -huh. Și are și ne niște aspecte pe o stație, în fine. Deci e complicat complicator dată, da? Situația. Da, da. Deci prea puțin poate să perceapă iubirea, să simte să emită, să-și ia o responsabilitate. Pentru că are 22% din partea subliminală. A toții. Da, am înțeles. Și dacă mai știi că. Sufletul nu stă în formă fixă în corp, da? Ca sunt traume, când treci lucruri da. majore, deci mai fug cum ar veni. Da, da, da. Și esențe, și aspecte, și așa mai departe. Se refugiază ori într-un undeva, într-un aspect deasupra materiei, cum ar veni, mm -hmm. sau nu intră în materie. Mm -hmm. Știi? Dar tu ai spus asta, adică știm da. că da. toți pierdem uh, puncte de lumină, da? da? Funcție de ce Tot, trăim. Da. Vreau să spun că, deci, eu dacă mă gândesc cu iubire la tine, da? Așa, deci eu aici în astral, deci foton din sufletul meu pleacă și mângâia aura ta. Uh -huh. Înțelegi? Ei vor veni înapoi, da? da? Dar dacă eu voi emite și acolo, cum să spune este ceva lacum o interferență pe uh -huh. care eu nu o percep, vor fi împiedicat să vină înapoi. Dar da. tot timpul tot timpul facem Schimburi, în lucrurile ne mângâiem, da, Ne mângâiem fotonic, cum ar veni. Pentru da. că asta suntem, practic, da? Da, da? Suntem aceeași esență de lumină toate sufletele, da? da? da. Deci ne împrăștiem și ne adunăm. Ne împrăștiem și ne adunăm. Ne împrăștiem când, când, când intrăm în corpul fizic peste tot. Și iarăși ne adunăm. Deci este o acțiune continuă, da? Hmm. Tocmai pe această acțiune. Deci să nu vă închipuiți că Sufletul vine cu un corp energetic și are o formă fixă. Nu, nu avem o formă fixă, da? Mm. Și practic nimic din punctul ăsta de vedere, de aici, de dincolo de materie, nu are formă fixă. Ceea ce ține ceva în formă fixă sunt marginile, câmpurile, ideea ta, da? Mm. Ideea ta că tu ai construit un scaun și scaunul este acolo tare și tu poți să te așezi pe ea. Da. Să tai legăturile cu toată da. lumea, le-am mai tăiat, nu? Da. cu soțul ne specifică, da? Da, la tăiat deja atunci când mm. l-a eliberat de la ea cum ar veni, da? Mm. Așa. Să da. și legături ne scrie și dacă sunt de blesteme, vrei și nu știu ce, tăiate. Oricum. ei ceva tot. ceva știe ea da? pentru că da, acum cinci vieți când a fost femeie, deci a fost un fel de Într-un sat de prin Mongolia, un fel de mm. șamană din, da. din acea de-a lor cu plante și cu invocări diferite. Deci, mm -hmm. ea s-a ea simțit greu energetic de a scris așa ceva. Mm -hmm. Nu mă că ea, ea percepea, trecut, clar. A avut și în mental lucrul că nu se poate, că de ce e singură, că poate a făcut cineva ceva, știi? Și a mm -hmm. mers și la dezlegări, să vede aici. Da? Mm -hmm. Trei. Da. La trei dezlegări a fost și nu a avut efect, da? Da. Deci, pentru că persoanele care au făcut dezlegări le-au mințit-o că cineva face iar și iar și iar, iar. Da, da, să da. E vechiul cric. Da. Cum ar veni, da. da. <coughs> Dar vinovăția pe care o simțea era ei, știi? Da, trasă de acolo, venea de acolo, asta da? Una. Și apoi, karmatic vorbind, am descoperit și încă foarte bine de ce ea nu poate să putea să aibă un partener și de ce era izolată. Uh -huh. Deci nici energia ei nu suna cum trebuie. Înțepa, în era înțepătoare. Da, da. da, da profesional, da. nici profesional nu se simte împlinită, da? Nu se simte împlinită pentru că nu s-a adunat și nu creează cum trebuie, da? Da. Deci a nu a creat niciodată, cum trebuie să spunem, o co-creație în beneficiul ei. N-a știut să facă acest lucru. A da. pierdut datele și contactul cu zona de creație pentru tine însă. -ți, acum, încet, încet, ea trebuie să reînvețe și să da. să recreeze. Și mm. să nu spună că este târziu, că niciodată nu este prea târziu. Mm. Să scoată programul ăsta de prea da. târziu. Are, așa foarte bine, în fir și este autoprogram, nu este un program de matrice, să scoată și programul de îmbătrânire, dacă a fost scos deja. Mm -hmm. Bun, și cam gata. Ok. Acum, Cristina, să-și activeze programul de ieșire din Matrix. Da, a făcut. Să curețe casă. Mm -hmm. Să o curețe și fizic, de conotațiile religioase de acolo, dacă dorește, bineînțeles. Uh -huh. Deci, deci sunt pe acolo margele. găsești, da? Da. Ce icoane, simboluri creștine. A văzut în asta un refugiu pentru vindecarea Fete. copilului. Uh -huh. da? Da. Așa. Tu îi spui tu îi spui, fată mie, mi-apare ca băiat. Da, așa ne-ți da, deci, gândești. Deci, probabil potențialul energiei, este era era Da, e masculin, este uh -huh. un spirit predominant masculin. masculin da. okay. Gata. Acum să meargă în canalul abundenței benefice. Da. Să-și aducă ce consideră că are nevoie. Și blocaje financiare au fost, deci, să-și aducă tot, tot ce-i trebuie. Da. Te spus, a, ne-a a spus de câteva ori, partea subliminală, a transmis, părții fizice. Da. Ok. Noi închid aici, Cristina, sesiunea este...